Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit! Sunt Simona Pomazan, iată pentru început titlurile ediției. Povestea lor de iubire s-a transformat într-un adevărat spectacol. Gelozia l-a scos de mins pe un tânăr din Pitești care a vrut să își împuște iubita. Detalii imediat în Observator. S-au tras focuri de armă în pădurile din Argeș. Polițiștii au încercat astfel să oprească mai mulți hoți de lemne. Constantin Nicolescu, fostul președinte al Consiliului Județean, a ținut să mulțumească jurnaliștilor argeșeni pentru colaborarea pe care au avut-o de-a lungul timpului. A vorbit deschis despre situația în care se află în acest moment. Gelozia l-a scos din minți pe un bărbat din Pitești care a vrut să-și împuște iubita. Femeia a reușit să îi smulgă arma înainte ca el să apese pe trăgaci. Însetat de răzbunare, piteșteanul a dezbrăcat-o și a încercat să o arunce pe scări, apoi s-a făcut nevăzut. Nimeni nu știa că bărbatul are în casă o armă, nici măcar poliția. Ce fel de pistol este? S-a tras cu el? Scena desprinsă parcă din filmele de acțiune s-a petrecut în apartamentul din Pitești în care locuiesc cu chirie cei doi iubiți. Nu era pentru prima dată când gelozia îl scotea din minți pe bărbat. Deseori iubita, cu 10 ani mai tânără decât el, era ținta certurilor. De data asta însă bărbatul i-a aruncat toate hainele pe geam și a încercat să o împuște. Te amenința cu pistolul? Vă rog frumos, nu. De ce v-aș certa? Spune-mi de ce v-aș certa? Deci nu vreau să vă... E gelos? Era gelos? Ce s-a întâmplat? Vă rog frumos, nu! Ne-a aruncat toate hainele pe geam. Deci nu... Dar cum ai reușit să iei pistolul? Nu, vă rog frumos! Am auzit scandal. Normal că am ieșit la ușă să văd ce se întâmplă. Și ieșind la ușă am văzut-o pe ea dezbrăcată în pielea goală aici pe scări. Iar el o îmbrâncea. Cu pistolul în mână? Nu avea pistol. Nu am văzut pistol. Nu am văzut pistol, ce am înțeles de la fată că l-ar fi aruncat pe fereastră. A lovit-o? Nu am văzut să fie, da, dar nu așa tare, că nu are. Dar ce vrea să-i facă? De o îmbrâncea pe scări, o arunca pe scări, ce vrea? Probabil vrea să o arunce pe scări, probabil. Bărbatul s-a pus cu picioarele pe ușa apartamentului vecin în care se afla iubita lui și cea care o salvase. Speriată de moarte, femeia a sunat la poliție. Ce îi striga? Nu mai știu, vă dați seama că tremur și acum. V-ați dat seama dacă e o ceartă din gelozie? Probabil că da. Probabil că da, din gelozie. Ați încercat să interveniți? Da, am deschis ușa, a sunat fata, am deschis ușa, am primit-o în casă, iar el, văzând că o primesc în casă, a ținut de ușă, noi două să ținem de ușă, vedeți că a și distrus ușa aici, deci e înfundată aici. Cu ce a lovit ușa? Cu picioarele și cu mâinile. Ca să intre peste ea? Ca să intre peste noi aici, da. Am auzit scandal când l-a ieșit cu patul. Țipau, ce făceau? Când am venit, nu mai țipau. Deja am văzut că a distrus ușa la o vecină. Am văzut lucrurile afară. Și pistolul? L-ați văzut pe el cu pistolul? Nu l-am văzut cu pistolul. Nu l-am văzut pistolul jos. Am întrebat fata care era cu el și a spus că a amenințat-o și l-a aruncat pistolul. El l-a aruncat jos. Cum a reușit să ia pistolul din mână? Păi s-a repet disperat. S-a repet disperată și a luat pistolul din mână. Iubitul gelos a rupt-o la fugă când a auzit mașina poliției. Nu a mai avut timp să-și recupereze pistolul pe care femeia reușise să îl smulgă și să-l arunce pe geam. Arma nedeclarată a fost găsită de agenți la colțul imobilului. Se desfășoară cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de nerespectarea regimului armelor și munițiilor și sub aspectul săvârșirii infracțiunii de amenințare. Iubitul care a scos pistolul din gelozie este dat în urmărire și căutat în tot județul Argeș. S-au tras focuri de armă în pădurile din Argeș. Polițiștii au folosit forța pentru a încerca să oprească mai mulți hoți de lemne. Cu cauciucurile înțesate de gloanțele polițiștilor, bărbații prinși la furat au abandonat prada și au dispărut. Mai multe echipe de poliții și pădurari au participat la o acțiune în pădurea din Pătroaia, limita dintre județele Argeș și Dâmbovița. Hoții au dat nas în nas cu polițiștii argeșeni, dar au rupt-o la fugă. 6 focuri de armă au tras agenții în încercarea de a-i opri. După ce au fugit mai bine de un kilometru cu polițiștii pe urme, hoții s-au oprit abia în momentul în care unul dintre focurile de armă a nimerit cauciucul. Și-au abandonat căruțele și drujbele și s-au făcut nevăzuți. Cu o zi înainte, aceiași bărbați mai fuseseră prinși la furat. Polițiștii le-au confiscat lemnele, numai că hoții au revenit. Ieri am fost în același loc, i-am găsit pe indivizii aceștia, care au fugit și azi au revenit. Vă dați seama. Și astăzi i-am prins, l-am reținut materialul lemnos, căruțele și l-am depus aici, la ocult, pentru
continuarea cercetărilor. Adică i-ați prins și ieri și astăzi s-au întors? Da, păi nu au altă soluție. Așa văd ei modul lor de a trăi. Da. Nu s-au oprit nici când au tras polițiștii după ei? Nu. Odată unul dintre ei mi-a spus, ori mă împuști, altfel nu mă opresc din activitatea asta, numai că n-am altă ocupație și n-am cu ce să trăiesc. Polițiștii din cadrul Poliției orașului Topoloveni, împreună cu polițiști din cadrul secției numărul 9, Poliție Rurală Leordeni, au acționat pe raza de competență, ocazie cu care au depistat un număr de 3 persoane cu 2 atelaje care transportau material lemnos. În urma somației efectuate regulamentar de către polițiști, aceștia nu au oprit, drept pentru care s-a procedat la imobilizarea lor, utilizându-se armamentul din dotare. S-au tras 6 focuri de armă, atât în plan vertical cât și în plan orizontal, la nivelul roților atelajelor. În cauză a fost... Se efectuează cercetări pentru săvârșirea infracțiunilor de tăiere ilegală de arbori și transport fără documente legale. Hoții sunt acum căutați de poliție. Am mulțumit jurnaliștilor argeșeni pentru colaborarea pe care au avut-o de-a lungul timpului și a vorbit deschis despre situația în care se află în acest moment. Constantin Nicolescu, fostul președinte al Consiliului Județean Argeș, a ținut neapărat să facă aceste lucruri înainte de retragerea sa. Constantin Nicolescu, al cărui mandat de președinte a fost încheiat prin ordin al prefectului ca urmare a stării de conflict de interese constatată de Înalta Curte de Casație și Justiție, a fost prezent la conferința de presă a Consiliului Județean pentru a-și lua rămas bun de la reprezentanții mass media locale și totodată pentru a le mulțumi pentru colaborarea de mai bine de 10 ani. Am venit în primul rând să vă mulțumesc în mod deosebit pentru colaborarea care am avut-o în această perioadă de ani. Să vă spun că am învățat multe de la dumneavoastră în această perioadă și în același timp să vă asigur că nu am niciun fel de supărare pe nimeni dintre cei care, așa cum e specificul presei, trebuie să ia latura cea mai atractivă pentru cetățean. Nicolescu a mai spus că nu este supărat pe nimeni și a ținut să le mulțumească de asemenea și colaboratorilor, tuturor colegilor din instituțiile subordonate și nu numai. A fost un moment în care Constantin Nicolescu a vorbit despre activitatea sa, despre faptul că a muncit mai bine de jumătate de secol și nu și-a putut ascunde totuși și o urmă de regret. La finalul acestor multor ani de muncă, poate că m-aș fi așteptat la un alt tip de a ieși din sfera muncii și din sfera politică. Situația astăzi este cu totul alta sau condițiile astea sunt cu totul alta, altele. Nu ies cu o mulțumire în sensul că munca aceasta s-ar încheia cu un mod normal de despărțire, ci așa cum știți, de 3 ani de zile sunt supus sub unei presiuni de toate genurile pe care o consider, părerea mea, neîndreptățită. Eu nu spun că sunt cruce de închinat, dar nu sunt vinovat de lucrurile care mi s-au adus și mi se spun în continuare. În ceea ce privește viitorul, Nicolescu a declarat că își va continua activitatea în domeniul privat, respectiv domeniul auto, la una din firmele din Bascov la care este acționar. Va merge mai departe, chiar dacă toate acestea l-au afectat din toate punctele de vedere. De la alegerile locale încoace din 2012, n-am avut nicio pauză, m-am obosit foarte mult și poate n-ați uitat că am o operație pe inimă, am 2 bypass-uri și inima mea nu funcționează decât 85% și aceste oboseli și stresuri s-ar putea să îmi dea probleme în continuare. În ceea ce privește ordinul prefectului de încetare a mandatului, fostul șef al județului a declarat că avocații săi vor stabili dacă acesta va fi atacat la instanța de contencios administrativ sau nu. Până atunci însă va accepta decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție și nu o va comenta sub nicio formă. Cei doi vicepreședinți ai Consiliului Județean Argeș, Florin Tecău și Constantin Polexe, au anunțat astăzi că cele două partide pe care le reprezintă vor continua să colaboreze în Consiliul Județean, chiar dacă USL-ul s-a rupt. Semnalul a fost dat chiar de către Constantin Nicolescu, ce l-a transmis foștilor subalterni să nu-l schimbe pe liberalul Polexe din funcția de vicepreședinte la CJ Argeș. Constantin Nicolescu, artizanul USL în Argeș, consideră că în ciuda ieșirii de la guvernare a PNL, socialdemocrații și liberalii ar trebui să continue colaborarea administrativă în județ, atât cât o permite noua situație politică. Eu personal am făcut apelul și rog să înțeleagă, în Argeș, așa cum am avut colaborarea bună cu PNL-ul,
Chiar în condițiile acestea trebuie să aibă discuții civilizate, să stea de vorbă, să-ți găsească soluții la probleme și nu cred că războiul duce la ceva bun. Dacă vă referiți că să pună problema schimbării vicepreședintului, nu pot să vă spun eu, dar nici nu o recomand. Ca să vorbesc ca om cu experiență, n-aș recomanda să se facă asemenea rupturi. Florin Tecău va asigura interimatul la conducerea Consiliului până în momentul organizării de alegeri anticipate, moment în care și liberarii argeșeni vor avea un candidat pentru funcția de președinte, din care a fost revocat Constantin Niculescu. Și atâta timp cât colegii ne acceptă și ne admit aici, noi rămânem să ne facem treaba și să respectăm ce angajamente ne-am luat, în primul rând pentru cetățeni și în al doilea rând, că e foarte important, pentru cei mulți primari pe care USL-ul i-a scos. Am primit împuternicirea, de dimineață am discutat cu partenerii și cu colegii noștri și am luat hotărârea împreună să mergem înainte. Acum să nu credeți că suntem naivi sau sunt naivi, știu că presiuni se fac multe, știu că postul meu este vânat, este negociat, așa este în politică. Eu nu sunt un tip al conflictelor. Eu îmi doresc să avem continuitate și așa avem destul de multe probleme la nivelul Consiliului Județean să le rezolvăm. Nici nu-mi trece prin gând așa ceva acum. Poate unele hotărâri la nivel central se vor lua și va trebui ca partid trebuie să le ducem la îndeplinire. Vom vedea la timpul potrivit ce va fi și cum va fi. Deocamdată noi suntem în aceeași componență la nivelul Consiliului Județean. Vineri, în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Județean, cei 34 de consilieri vor decide, în funcție de pretențiile celorlalte grupuri politice din Consiliu, dacă, în afară de vicepreședintele Florin Tecău, vor mai exista și alți candidați pentru a prelua interimatul. Termenul de organizare ale alegerilor anticipate este de 90 de zile, însă rămâne de văzut care va fi decizia guvernului. Valentin Sinescu și noile achiziții ale SCM Argeșul Pitești vor debuta vineri în fața noilor suporte. La debut, atât Sinescu cât și jucătorii recent aduși la Pitești vor victorie contra adversarului Compet Ploiești. După ce a preluat pe SCM Argeșul Pitești, Valentin Sinescu va avea acum ocazia să debuteze oficial pe banca tehnică a argeșenilor. Sinescu și SCM-ul înfruntă vineri acasă pe Compet Ploiești. Înainte de duel există o singură favorită. Aceea este echipa SCM-ului, liderul seriei cu 34 de puncte. În schimb, adversarul din Ploiești se află pe primul loc în afara play-off-ului, locul 7 cu 17 puncte. Să fie un joc destul de greu. Pentru noi are o importanță aparte ca și pentru adversar. Pentru ei este una din ultimele șanse de a încerca să forțeze pătrunderea în play-off. Pentru noi interesul major, particular, dar de promovat, este să împiedicăm acest lucru pentru că avem interesul ca în play-off să intre echipa din Bradu. Înainte de primul joc oficial la SCM Argeșul Pitești, ambiții mari există și pentru noile achiziții ale argeșenilor. Alexandru Cristea, Silard Mitra și Dragoș Geantă vor debut cu victorie în fața noilor suporteri. Sperăm să începem cu dreptul campionatul, cu o victorie vineri și să revin înapoi în Liga a doua, de unde am plecat. Seria adversarii? Adversarii sunt foarte puternici, mai ales aceste 6 echipe din play-off. Am venit ca să promovăm, trebuie să batem meciurile, trebuie să câștigăm meciurile, trebuie să câștigăm meciurile și să promovăm în Liga a doua. Sportivii secției de tenis de câmp de la CS Dacia Mioveni 2012 au participat săptămâna trecută la Cupa TCAS. Tenismenii pregătiți de Robert Bână au cucerit 2 medalii. CS Dacia Mioveni 2012 a participat duminică la baza Star Budeasa în cadrul turneului TCAS cu un număr de 6 sportivi, astfel la categoria roșu, Andreea Valentina Nole, Rareș Mihail Pană, Victor Petruț Dumitru, Matei Lucian Seciu, iar la categoria portocaliu, Cosmin Alexandru Istrate. La categoria roșu au concurat un număr de 15 sportivi, iar la finalul jocurilor, Matei Lucian Seciu a obținut pentru CS Dacia Mioveni 2012 medalia de argint. Categoria portocaliu, unde se întrec cei mai buni sportivi din țară la competiții de tenis 10, au avut un tablou compus din 13 copii, iar surpriza cea mai mare a produs-o tenismenul clubului CS Dacia Mioveni 2012, Cosmin Alexandru Istrate, ce s-a impus în fața adversarilor și a obținut medalia de aur. Duminică 23 februarie, în cadrul cupei TCAS Pitești, sportivii secției de tenis al clubului CS Dacia Mioveni 2012 și-au confirmat încă o dată performanțele atinse până în prezent,
reușind să câștige încă două medalii, și anume una de aur, una de argint. La acest turneu am participat cu un număr de 6 sportivi, dintre care 5 la categoria roșu, unul dintre ei la categoria portocaliu. Pe lângă sportivii din Argeș au mai fost prezenți cei din București, Dolj, Olt, Vâlcea și Sibiu. În următoarele 24 de ore, vremea va continua să se încălzească ușor în județul Argeș. Cerul va fi mai mult senin, vântul va sufla în general slab, iar presiunea atmosferică va înregistra variații nesemnificative. În zonele joase, noaptea și dimineața vor fi condiții de ceață. Valorile termice minime la nivelul județului vor fi cuprinse în general între minus 1 și plus 1 grad Celsius, iar maximele vor varia în intervalul 10-12 grade Celsius. Domnilor, punem punct aici observatorului local. Sunt Simona Pomazan, vă mulțumesc pentru atenția acordată cu informații noi. Vă aștept la următorul buletin de știri. La revedere!